Povestea unei picături de apă. În timpul unei ploi, pic, 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 picătura de apă ajunge într-un lac. Era un lac plin cu sticle de plastic și alte deșeuri aruncate de către oamenii care nu protejează mediul înconjurător. Vai, ce tristețe, ce rău mă simt! Cum mai pot respira aici animalele și plantele subacvatice? Oare de ce nu protejează oamenii natura? Nu-i înțeleg. Când Pic 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 gândea astfel, o apariție ciudată a coborât dintr-un obiect zburător. Tu cine ești și de unde ai apărut? Întreabă Pic Pic Pic. Eu sunt Green, extraterestrul. Am văzut din spațiu această minunată sferă albastră și am venit să o cercetez. Pare interesantă. Am auzit că se numește Pământ, Terra sau Planeta Albastră. Eu sunt Pic Pic Pic, picătura de apă și abia m-am întors pe Pământ. Însă, văzând atâta poluare, abia aștept să ajung iar sus, sus de tot. Și cum ajungi sus? Întrebă curios extraterestrul. Păi, apa este în continuă transformare și mișcare, fără încetare, ca un circuit. Acum e jos, apoi iar sus și tot așa. Dar de ce ești așa mirat? Tu nu ai mai văzut apă? Pe planeta mea nu există apă în stare lichidă. Atunci ai ajuns în locul potrivit. Am să-ți prezint eu planeta mea, planeta albastră. În această călătorie vei afla de ce Pământul este numit și astfel. Mă vei vedea transformându-mă de mai multe ori, vei observa ce folositoare sunt pentru natură, pentru plante, animale și oameni. Dacă nu aș fi eu, picătura de apă, pe această frumoasă planetă albastră nu ar exista viață. Ești gata să călătorești cu mine? Să pornim! Sarcini de lucru. Formulați oral întrebări și răspunsuri pe baza textului audiat. Amintiți-vă ce ați învățat despre apă. Discutați în grup și continuați oral povestea. Prezentați colegilor varianta realizată de grupa voastră. Fiți creativi! Succes!